mică istorioară. Eu am trăit printre oameni care se numesc în state hoarders, adică acumulează tot felul de chestii. Și bineînțeles că nici capitolul ăsta cu hainele nu făceau excepție pentru mama și pentru bunica mea în mod special. Și am trăit toată copilăria mea înconjurată de maldăre de haine pe care nu le purta nimeni și care nu foloseau la absolut nimic și care adunau, bineînțeles, tone de praf acolo, dar care trebuiau să ocupe un spațiu în șifonier, pentru că, da, nu se puteau arunca. Și în viața mea de adult, așa, am decis ca periodic să-mi curăț șifonierul și pe baza ideilor pe care funcționează șifonierul meu și felul în care mi-l organizez și felul în care fac ordine periodic în el, mi-a venit ideea asta să vă arăt și vouă, pentru că știu că foarte multă lume are problema asta cu hainele. Cunosc foarte multe persoane în afara familiei mele care au iarăși problema asta, adună extrem de multe haine, în mod special pentru că, ci că e bine să ai foarte multe haine. Ok, de acord, e bine să ai foarte multe haine atunci când le porți, când chiar le folosești, dar în momentul în care stau cu ani acolo și nu-ți mai vin, nu mai sunt bune, dar tu încă nu te-ai dezlipit de ele, deja e o problemă. Azi am zis să vă arăt care este logica mea din spatele acestui proces de refresh al șifonierului, pe care o fac o dată pe an, de multe ori de două ori pe an, depinde când, cum am timp și chef. Nu ține neapărat de sezonul ăsta de curățenie dinainte de Paște, că na, acum săptămâna asta vine și Paștele, dar poate ar fi trebuit să fac clipul ăsta mai devreme, da, cum s-a nimerit. Nu are neapărat legătură cu o anumită perioadă de curățenie în mod special, ci pur și simplu când am timp, intru în șifonier și mă uit ce folosesc, ce n-am folosit, ce îmi place, ce nu mai place, ce îmi vine, ce nu mai vine și așa mai departe. Și triez apele, fac așa o ordine ca să pot să mă folosesc de lucrurile pe care le am, fără să fiu incomodată de celelalte, pentru că până la urmă aici e problema. Și în cazul mamei mele și al bunicii mele și în cazul altor cunoștințe, aici era problema. N-am cu ce să mă îmbrac, dar șifonierele gemeau, efectiv, și într-adevăr, nu știau cu ce să se îmbrace, pentru că toate hainele pe care ar fi putut să le poarte erau amestecate printre alea care nu le mai veneau și pe care nu puteau să le poarte și automat că îți dă o senzație de disconfort. Eu nu sunt cea mai ordonată ființă din lumea asta, însă întotdeauna îmi place să am ordine cât de cât în șifonierul meu, astfel încât să văd lucrurile foarte bine. De obicei le aranjez pe culori, pe categorii și văd foarte bine ce am în șifonier. Nu am un șifonier prea mare, adică să nu vă gândiți la mine că am un dressing, că dacă aveți un dressing sau un șifonier din ăla imens, așa, aveți ceva de muncă. Primele lucruri pe care vi le-aș recomanda să le faceți înainte de a vă apuca să faceți ordine în șifonier este să vă machiați, pentru că o să urmeze să probați hainele, fiindcă ăsta e pasul 2, o să urmeze să probați hainele și întotdeauna e bine să probați hainele fiind ușor aranjată, măcar și părul și tenul să fie puțin aranjate, că, nu știu, de multe ori le vezi altfel hainele. Dacă ești nemachiat și ești și nepieptănat sau ai o coadă, nu ai un coc din ciufulit și încep să iei toate hainele pe tine, toate ți se parcă arată aiurea, pentru că ceva lipsește. Adică nu zic să faceți acum un full smokey eyes din ăla așa intens sau un machiaj din ăla foarte complicat, dar cât de cât să vă aranjați ca tot ansamblu să arate bine când vă uitați în oglindă. Pasul 2 este să probați toate hainele. Chiar dacă le-ați purtat, chiar dacă nu le-ați purtat, eu vă zic să probați toate hainele pentru că asta vă ajută să vedeți foarte clar diferența, în primul rând, diferența dintre cele care vă vin și cele care nu vă vin. Cele care vă vin bine, le puneți înapoi, cele care nu vă vin bine, out. Și o altă chestie la care trebuie să vă gândiți este să nu aveți pe nimeni cu voi. Pentru că de foarte multe ori cerem opinii din astea. Da, asta îmi vine bine, da, asta nu, cum îmi vine, da, să mai păstrez chestia asta. Nu, trebuie să luați deciziile astea de unele singure. Deci de una singură să iei decizia asta, să fii perfect conștientă de faptul că ai luat o decizie și dacă te-ai decis să păstrezi ceva din garderobă, să și utilizezi piesa aia. Știți că de foarte multe ori prietenele sunt foarte mincinoase. Spun că stă bine cu un lucru, deși nu stă bine cu un lucru și le vezi după expresia feței și le întrebi, stă bine cu chestia asta? Da, stă bine, așa. E clar că e o chestie forțată. Ori că nu au curajul să spună, ori că nu vor să spună,
Orică vor neapărat să te vadă că arăți haiurea într-o haină, nu știu. Dar cel mai bine faceți chestia asta de una singură. Luați-vă, nu știu, o zi liberă, vă închideți telefonul, vă închideți toate alea și vă ocupați strict de probat haine și de aranjat haine și de sortat haine, pur și simplu. În procesul ăsta de sortare, de obicei, elimin din șifonier următoarele categorii de haine. Haine care sunt rupte, sunt uzate, sunt vechi și pe care nu le mai pot purta din diverse motive. Toată lumea mai are genul ăsta de haine uzate, rupte, o chestie descusută pe care las. A, stai că trebuie să cosi eu nasturele la acolo și trec ani de zile și nu ai mai cosut nasturele. Sau stai că la asta chestie trebuie să-i pun un fermoar, să schimb fermoarul. Și trec ani de zile și fermoarul ăla nu mai ajunge acolo. Și tot așa. Deci genul ăsta de articole ar cam trebui să dispară, pentru că dacă în ultimele luni, în ultimul an, nu i-a spus nasturele, nu i-a spus fermoarul, nu ați cusut, nu știu, betelia sau nu i-ați făcut ce trebuia să-i faceți, îmbunătățirea aia, dacă în ultimul an nu ați făcut chestia asta, care sunt șansele să mai faceți în viitorul apropiat? Foarte mici, vă spun eu. Haine care nu mai vin, eu din fericire n-am mari probleme la capitolul ăsta cu variații de greutate, adică de cele mai multe ori foarte multe din hainele mele sunt prea largi. Acolo e problema la mine, adică s-ar putea să scot niște haine din șifonier pentru că îmi sunt prea largi și da, nu-mi vin bine pe mine, dar nu v-aș recomanda să țineți haine care vă sunt prea mici sau prea mari sau prea strâmte și care vă incomodează, pe care știți că nu le purtați. Nu faceți chestia aia, cum fac unii, las că o să port haina asta când o să mai slăbesc 10 kg. Nu e așa, pentru că în momentul în care o să slăbesc 10 kg, în primul rând că o să vezi altceva care o să-ți placă mult mai mult decât haina aia și în al doilea rând s-ar putea ca haina aia totuși, chiar dacă slăbiți 10 kg, să nu stea bine pe tine. Pentru că ai o anumită conformație a corpului și poate că ție ți se pare în momentul în care ai 10 kg, plus că haina aia o să vină bine, dar după aia s-ar putea să nu-ți mai vină bine. Deci nu faceți chestia asta. Aveam eu o verișoară care tot timpul își cumpăra haine pentru când o să slăbesc, adică peste vreo 10 ani, așa. Și de multe ori și 90% din hainele alea le-a aruncat după aia, bineînțeles, pentru că nu-i veneau sau găsea alte lucruri. Exact ce vă ziceam. Și haine pe care nu le-am mai purtat în ultimii 2 ani. Eu, având un șifonier micus cu foarte puține haine, nu mă întâlnesc foarte des cu genul ăsta de probleme. Dar se mai întâmplă să mai găsesc câte o piesă, în special la accesorii, acolo e mai dureros la mine, să găsesc câte o eșarfă, câte o chestie, câte un fular, câte o bluză, câte un plover, pe care nu l-am mai purtat de foarte mult timp. Și atunci, chestia care este? Care sunt șansele ca în următoarea jumătate de an sau în următorul an să port piesa respectivă dacă în ultimii 2 ani nu m-am atins de ea? Deci care sunt șansele? Sunt foarte mici. Ca să ne înțelegem, că n-am făcut o mențiune la început, eu nu pledez pentru o viață minimalistă în ceea ce privește garderoba, sub nicio formă. Uitați-vă la mine, că dacă aș fi după mine, mi-aș face șifonier din toată casa. Adică aș face un dressing imens din toată casa și aș dormi în cotețul la câini, dacă ar fi după mine. Dar nu pledez pentru un stil de viață minimalist în ceea ce privește hainele. Să ne înțelegem. Însă pledez pentru a face un pic de ordine, pentru a aerisi puțin garderoba, astfel încât să te poți bucura de tot ce ai. Ce rost are să ocupe spațiu o haină sau o rochie sau un pantalon sau un pardesiu sau mai știu eu ce, pe care nu l-ai folosit de ani de zile și pe al cărui umeraș și în al cărui loc poți să pui altceva de care să te bucuri. Practic ce fac eu este să probez toate hainele și le împart între categorii. Haine pe care le port în continuare și pe care le păstrez și care rămân în garderobă, haine pe care le arunc pentru că sunt uzate, rupte, nu mai pot fi folosite și haine pe care pot să le donez, care sunt în stare bună, într-o condiție bună, însă nu vin și atunci mai bine le dau altcuiva. Da, chestia asta cu probatul este interesantă pentru că vă ajută să vă faceți și o idee despre outfit-uri. Adică vă pot veni idei de outfit-uri în momentul în care le probați. Că dacă probați toate piesele, vedeți care cum vin și vă vin în minte așa, cel puțin mie așa mi se întâmplă, îmi vin în minte tot felul de combinații pe care să le fac. Și mi este mult mai ușor în momentul în care vreau să mă aleg un outfit, mi-aduc aminte de combinația asta. Există o aplicație pe care o am eu pe telefon, dar n-am folosit-o și vă spun imediat și de ce n-am folosit-o, care se numește Stylicious. Și este o aplicație cu care poți să-ți pozezi fiecare piesă din garderobă, le împarți pe categorii, bluze, pantaloni, cămăși, nu știu ce aveți voi pe acolo,
Și ulterior puteți să vă faceți, direct pe, în aplicația asta outfit-uri. Adică, astăzi vreau să port bluza, nu știu, mov cu pantalonii albi și cu pantofii negri și să-mi iau o geantă plic și mai știu eu ce accesori. Ceva de genul ăsta. Vă faceți outfit-ul aici. Aplicația asta este interesantă pentru că reține outfit-ul respectiv și de asemenea reține și de câte ori ați purtat o piesă. Și data viitoare când mai dați un astfel de refresh la garderoba voastră, puteți merge în aplicația asta și să vedeți piesa asta de câte ori am folosit-o, piesa asta de câte ori am folosit-o și așa vă dați seama mult mai bine că chestia asta ține cont de câte ori ați folosit o chestie, de câte ori o altă chestie. Așa, eu am descărcat aplicația asta, dar nu m-am apucat să o folosesc din simplu motiv că nu mi-am pozat pozele. Mi-a fost foarte lene să încep să-mi scot toate pozele, să-mi scot toate hainele din șifonier și să le pozez. Dar o să fac și chestia asta. În plus de asta, eu am o imagine foarte bună despre felul în care arăt și despre felul în care îmi vin hainele mele. Adică eu știu foarte clar cum stau hainele pe mine. În mintea mea am o imagine foarte clară despre corpul meu și felul în care îmi vin hainele și mi-este foarte ușor să-mi fac outfit-ul în minte. Cum face chestia asta. Acum nu mai țin minte exact într-un an de zile de câte ori am purtat o haină, dar pot să țin minte că am purtat-o. Dar în cazul în care, nu știu, voi nu sunteți atât de vizuale din punctul ăsta de vedere și nu aveți o memorie vizuală atât de bună ca a mea la capitolul ăsta, puteți să vă folosiți de aplicația asta, că este foarte interesantă. Puteți să faceți outfit-uri, bineînțeles, puteți să mergeți să cumpărați tot fel de chestii, nu e sponsorizat, apropo. Da, cam asta este clipul de astăzi, sper să vă fi plăcut, sper că v-au dat, nu știu, câteva idei de cum să faceți ordine și șifoniere, astfel încât să puteți să vă folosiți de toate piesele pe care le aveți. Nu vă lăsați să dezvoltați... Să uită vecinul meu la mine. What? Nu vă lăsați să dezvoltați astfel de atașamente față de haine, că până la urma urmei sunt niște lucruri materiale frumoase, valoroase, cum or fi ele. Nu merită, adică nu merită chinul de a vă, nu știu, încărca viața cu niște lucruri, oricât de prețioase ar fi ele. Am mai auzit și chestia asta. Nu arunc sacul ăla sau nu-l dau altcuiva sacul ăla, că a fost foarte scump, l-am cumpărat din străinătate și a fost foarte scump, dar eu nu l-am purtat niciodată pentru că nu-mi vine bine. De ce l-ai ține? De ce l-ai ține? Adică în mintea mea nu văd de ce l-ai ține. Ok, a fost foarte scump, e de firmă, e nu știu ce, dar dacă nu-ți vine și nu te poți folosi de el, de ce să-l mai ții? Asta-i... Nu înțeleg logica asta. Știu că sunt foarte multe persoane care au astfel de atașamente, însă gândiți-vă la fel de bine că puteți să aduceți în locul lucrurilor pe care le-ați scos, puteți să aduceți lucruri care să vă vină, care să vă placă mult mai mult și care să vă ajute mult mai mult. Atât. Sper să vă placă clipul ăsta, lăsați-mi impresiile voastre în comentarii, spuneți-mi voi cât de des faceți ordine și șifonier, în primul rând, pentru că de foarte multe ori lumea nu face ordine și șifonier. Și în al doilea rând, dacă vă este greu să renunțați la haine sau nu. Cam atât, v-am pupat și ne vedem în următorul clip. Ciao!